carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see. If just for a minute I'd fall asleep and not dream about you. Dragilor, bine ați venit, revenit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dana Stancu și public în fiecare duminică un videoclip aici pe canalul meu de YouTube. Dacă nu m-ați făcut-o deja, vă invit să vă abonați pentru a ști când public următorul videoclip. De asemenea, astăzi m-am gândit să vă prezint un videoclip care presupun că vă va ajuta atunci când vă veți alege următorul vostru jurnal sau poate dacă nu aveți unul deja acasă, să vă determine să începeți un jurnal. Pur și simplu mi-a venit această idee pentru că eu sunt o mare colecționară de jurnale, agende. Prietenii mei știu asta și mereu de ziua mea îmi cumpără câte un jurnal sau o agendă. De această dată am doar jurnale lângă mine și am ales câteva pentru a vă arăta și pentru a vă încuraja să faceți același lucru. Cam atâtea. Și chiar am fost așa un pic în plană de idei pentru că nu știam ce să vă mai prezint. Ceva util, ceva benefic pentru voi și ceva care să vă determine să începeți un ritual, acela de a scrie în jurnalul vostru. Eu, așa cum am spus, sunt pasionată de a avea jurnal, de a scrie în jurnal și nu de acum, ci de mulți ani în urmă, de când eram mic copil și bineînțeles că nu aveam parte de un jurnal atât de frumos, atât de elaborat, ci mai degrabă un caiet, o agendă, dacă pot să-i spun așa, în care scriam acolo trăirile. Chiar am un pasaj în următoarea carte care sper că va apărea pe piață, în care spuneam că dacă nu ai un prieten căruia să ai încredere, să te destăinui, poți să începi să scrii într-un jurnal pentru că el nu te va judeca. Și de aceea vă îndemn să vă scrieți gândurile. Eu știu că uneori poate fi greu sufletul ca după acest videoclip să mergeți și să scrieți în jurnalul vostru personal. Știu că este foarte greu, este un obicei foarte intim, foarte personal și de multe ori ți este foarte greu să citești ce ai scris. De aceea vă îndemn să scrieți, să închideți jurnalul și să lăsați acolo până veți fi confortabil cu ceea ce veți citi. De aceea nu vă grăbiți, nu rupeți foile, ce mai degrabă, lăsați-l acolo peste ani să vă întoarceți cu drag și să vedeți care era starea voastră de spirit. Așa cum am spus, eu am adunat câteva jurnale și chiar unele dintre ele le-am completat, unele sunt noi, nu am apucat, așa că haideți să parcurgem împreună colecția mea de jurnale. Am aici, în ordine aleatorie, un jurnal ce se numește The Manifestation Journal. După cum bine știți, a fost mare nebunie cu această nouă abordare de a manifesta, de a manifesta ceva în viața ta ce îți dorești foarte mult. De exemplu, un loc de muncă, o casă, un copil, o călătorie, schimbarea unui loc de muncă. Și această abordare de a manifesta, de a-ți imagina în fiecare zi, până în momentul în care se întâmplă. Nu prea am fost de acord cu această manifestare, pentru că mi se pare că trebuie să faci mai mult decât doar să trimiți universului gândul tău, dar odată ce ai trimis universului sau ai făcut public un gând, cred că începi să lucrezi, începi să aduni informații, începi să te pregătești, începi să manifesti mai mult și să lupți pentru ceea ce îți dorești. Jurnal te ajută să atingi potențialul tău și să creezi realitatea pe care o dorești. Așa cum am spus, este un jurnal foarte frumos, ilustrat și, după cum vedeți, colorat. Îmi plac aceste jurnale pentru că pe mine mă ajută să înțeleg
mai bine unde sunt și unde vreau să fiu peste un an, doi, trei. Mi-a plăcut acest citat de Buddha, care spune, el este în engleză, "No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path." Buddha. Și se traduce că nimeni nu ne poate salva decât noi înșine și nimeni nu poate și nici nu trebuie, noi înșine trebuie să ne îndreptăm spre drumul nostru. Aici sunt și nu sunt de acord în totalitate, pentru că pe ud te poate ajuta un prieten adevărat, te poate ajuta să mergi mai departe în anumite momente grele, de asemenea și un jurnal te poate ajuta. Așa că spune să-ți manifesti obiectivele tale, ce îți dorești, cum te simți față de aceste obiective, pentru că pot să fie obiective foarte înalte și simți că nu ai toate resursele pentru a le îndeplini. Când le scriu, ce simt în corpul meu, dorința de a lua acțiuni pentru a îndeplini aceste obiective și, așa cum am spus, nu este suficient doar să manifestăm, dar să și avem intenția de a face ca aceste obiective să devină realitate. Și dacă sunteți familiarizați cu această tehnică, ea este folosită foarte mult și în interviuri SMART, specific, measurable, achievable, realistic and time bound. Adică trebuie să ne alegem obiective care sunt specifice, care sunt măsurabile, care sunt posibile de obținut, realiste și într-un timp care îl vrem noi, pentru că nu poți să îți dorești ceva și să aștepți la nesfârșit. Foarte important ca obiectivele noastre să le împărțim în anumite sarcini și să începem de acolo. Să fie poate zilnice, poate pe săptămână, poate pe lună. De asemenea, este foarte important să avem goal. De exemplu, vrei să ajungi în Cuba, să începi să manifesti, să cauți informații, să te uiți la documentarii, să te vezi acolo și poate, după o lungă perioadă, vei ajunge și acolo. De asemenea, este foarte important să manifestăm și mici obiective, nu doar cele foarte mari. Putem face și afirmații de manifestare. Sunt foarte multe videoclipuri pe YouTube care te ajută să manifesti sau să aduci ceva în viața ta. De exemplu, încrederea de sine, a manifesta feminitatea, a manifesta puterea. Nu este doar important să manifesti, dar cât să și mulțumești și să fii mulțumit și să avem această practică de a mulțumi Universului, oamenilor din jurul nostru, că au grijă de noi, că ne sunt alături și Universului. Și am aici așa un Pali Genesis Cycle și îmi place foarte mult. În centru ești tu, iar de jur împrejur sunt anumite aspecte din viața ta, relații, sănătatea, dezvoltarea personală, dragostea, bucuria, familia, finanțele, activitățile sociale, cariera, activitățile fizice, creativitatea, nutriția, spiritualitatea, mindset-ul tău. Deci este un ciclu foarte fain acesta. Primul lucru pe care îl faci dimineața la prânz și seara înainte de a merge la culcare. De exemplu, voi aveți un ritual pe care îl faceți dimineața, la prânz, seara. Știu că este foarte complicat, mai ales că avem o viață foarte activă, dar este foarte bine ca, de exemplu, dimineața să începem cu o meditație sau cu o rugăciune și la fel la sfârșitul zilei. Un pic despre ritualul de dimineață, de seară, de asemenea, care sunt lecțiile tale de viață, ce ai învățat, care au fost lecțiile pe care le-ai învățat după anumite greutăți,
amplifică experiențele pozitive, nu te gândi doar la cele negative, conectează-te cu natura, conectează-te cu corpul tău. De asemenea, poate că unii dintre voi sunteți conștienți și de asemenea puteți căuta pe YouTube manifestări în timpul lunii pline, pentru că luna plină vine cu o energie foarte puternică. Aici este un exemplu ce ai putea face într-un ritual de lună plină. De asemenea, ne îndeamnă să manifestăm iubirea față de oameni, compasiunea și empatia. Cea mandala și, după cum vedeți, dacă citiți acolo, mandala este simbolul ce reprezintă universul și include multe tradiții, dintre care taoism, budismul tibetan și... De asemenea, nativii americani folosesc mandala pentru a se concentra și pentru a se conecta. De asemenea, este foarte important să manifestăm mantre motivaționale și binecunoscuta întrebare: unde te vezi în 5 ani de acum? Vă invit să vă cumpărați un jurnal, poate asemănător sau orice alt jurnal, pentru a vă ajuta să înțelegeți mai mult acest univers. Următorul jurnal, eu deja l-am completat, Words of Wisdom, Inspiration is all around. Deci, inspirația vine din lucrurile înconjurătoare, din mediul înconjurător, din oameni, și eu am început să scriu acest jurnal în 2019. Primul gând din 2019 a fost așa: să fie liniște, își spuse ea în gând, dar liniștea nu o asculta, se încăpățâna să-i asculte gândurile. Când mi te-am oferit, nu m-ai vrut, acum mă cauți? Crezi că acum ai mai multă nevoie de mine ca oricând? Ai să mă prețuiești? Ai să mă păstrezi pentru tot restul vieții? Nu pot să-ți promit, dar am să încerc. Acesta a fost primul gând din anul 2019. Tot felul de gânduri frumoase aici, citate, vise, planuri. Este ceva foarte frumos și emoționat. Tată, te așteaptă Mary înfloriți, haide, vină să-i stropești. Bunicule, câmpiile sunt triste, că nu-ți mai aude cântecul tău. Bunico, vină să ne împletești colaci. Tu, prieten drag, te-ai dus și nu te mai întors. Vecinii de casă și de glie, acum totul e mai trist fără de voi. V-ați dus cu toții și ați lăsat în urmă o casă și o inimă pustie. Mă uit peste fotografiile cu voi. Doamne, ce vremuri mai erau pe atunci! Într-o zi vom deveni și noi o amintire, până atunci însă iubire să insuflăm copiilor, nepoților, străinilor și oamenilor de peste drum. Astea sunt gândurile mele, călătorii pe care le-am făcut în 2019, filme, ce am mai scris, recenzii de cărți, foarte multe, foarte multe. Nici nu mai amintesc de multe dintre ele, sincer să fiu. Dar da, așa cum am spus, acesta este mai degrabă un jurnal care pur și simplu îți adune acolo gândurile. Un jurnal care mi-a fost dăruit de o prietenă dragă, pentru că știa că sunt foarte pasionată de citit, Reading Journal, și ieșit soarele, adică un jurnal în care să-ți scrii gândurile, impresiile și un fel de feedback despre cărți. Eu am început acest jurnal în anul 2016 cu cartea Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Și aici așa avem titlul, autorul, genul cărții, mai departe când ai început să o citești și când ai terminat-o, și câte stele îi dai și un mic review, și de asemenea poți să scrii și un citat favorit. Aici am un mesaj de la prietena mea: declar că în cele din urmă nu există plăcere mai mare decât cititul. Cât de repede cineva se plictisește de orice alt lucru, cu excepția unei cărți.
Când voi avea propria mea casă, mă voi simți mizerabil dacă în ea nu se va afla o bibliotecă excelentă. Jane Austen, Mândrie și Prejudecată. Și așa cum am spus, este un fel de IMDB al cărților și îmi spune la cât mai multe cărți citite. Terminat de completat, pentru că am început să scriu, am scris despre Micul Prinț, Hoțul de cărți de Marcus Zuzac, De ce ne iubesc bărbații de Mihaela Rădulescu. Mai departe am scris despre Misterele nopții, Nora Roberts, Norwegian Wood de Haruki Murakami, o carte care mi-a plăcut foarte mult, de Paulo Coelho, și mai am foarte multe pagini de completat pentru că nu am terminat de scris. Te ajută să-ți pui sau să ții acolo evidența a cărților citite, de exemplu cum este Goodreads aplicația. Un jurnal care cred că din ce în ce mai mulți oameni ar avea nevoie de el, The Anxiety Journal. Exerciții care te ajută să elimini sau cel puțin să menții la un nivel anxietatea ta. Să vedem un pic în interior. Începe cu introducere, cum se simte anxietatea și ai aici așa câteva exemple. Anxietatea epidemică, digital era, acceptă ca făcând parte din tine, arată-te cu apreciere, iubire și nu te critica foarte mult. De exemplu, un simplu exercițiu pentru a-ți calma anxietatea. Găsește un loc liniștit în casa ta care poți să te așezi confortabil și să-ți aloci 5 minute. Închideți ochii și respiră, expiră. Vezi unde simți tensiune în corpul tău. Poate fi în buric sau în spate, în gât. Mai exact, simți tensiune. Menea, doar respiră și expiră de 5 ori. După asta, deschide ochii și întinde-te ca o pisică și continuă-ți ziua. Mi se pare foarte important să facem genul acesta de exerciții, de meditații, de a ne reaminti să respirăm și să expirăm. De asemenea, trebuie să cunoaștem care sunt triggerii care duc spre anxietate, flăm, care este alchimia anxietății. De exemplu, după cum bine știm, mai mulți factori la un loc pot duce la anxietate. Ne cam încurcă soarele pentru că iese, intră de 5 minute. Ne ajută să ne relaxăm. Îți spune așa că trebuie să îți pui armă pentru 5 minute și să-ți aloci aceste 5 minute pentru tine și în primul rând trebuie să te așezi confortabil din nou într-un loc liniștit în care poți să te gândești și să-ți observi gândurile. Trebuie să-ți închizi ochii, să vizualizezi o minge de ping-pong, să vezi cum te simți, să te concentrezi asupra respirației, să respiri și să expiri și să îți observi gândurile. După asta, în continuare, trebuie să respiri și inspiră, observă-ți corpul, când un alarma deschide-ți ochii și simți ce a adus în tine această meditație sau acest timp pentru tine. De asemenea, după cum bine știți, se spune despre stresul bun și stresul mai puțin bun, pentru că uneori stresul din viața noastră ne ajută să luăm decizii importante, să facem schimbări, să supraviețuim. De asemenea, trebuie să ne creăm un mindset a anxietății, trebuie să știm cum să trăim cu anxietatea. Secretul constă într-o viață care este foarte bine structurată. Paradoxul, putem să ne schimbăm temerile. Sunt oameni care nu știu cum să se comporte și îngheață și nu știu ce să facă în momentul în care e situația foarte neplăcută sau foarte periculoasă. De asemenea, vorbește despre traumă, cum să îți calmezi trauma, anxietatea cronică, cum să ceri ajutor,
Mergi să vezi un doctor, terapeut, trebuie să vezi dacă ai nevoie și de anumite medicamente. Vorbește despre atacurile de panică, cum să ne identificăm atacurile de panică, cum să facem față, despre terapia cognitivă, cum să apelăm, ce înseamnă exemple, gândirea eronată. De asemenea, ne ajută să ne monitorizăm anxietatea și vorbește despre un subiect care îmi face mie foarte mare plăcere, mindfulness, a trăi în prezent, de a lăsa totul deoparte și de a ne concentra pe prezent. Cum vedeți, este foarte important să ne facem ritualuri care ne ajută să învingem stările de anxietate, traumele, să le acceptăm, să fim mai liniștiți. De exemplu, să începem ziua cu un exercițiu de meditație sau de mindfulness, un mindful breakfast, să mâncăm conștient, să trăim conștient, este foarte, foarte important. Și de asemenea ne ajută ce să facem înainte de a merge la somn. Avem aici așa și câteva link-uri care ne ajută, de exemplu, dacă locuiți în Anglia. Avem Mind, Anxiety UK, No Panic, Nightline, Samaritans, Corinne Suite, Action for Happiness. Și acestea sunt, practic, asociații care te pot ajuta să faci față anxietății. The Wellbeing Journal. Ceea ce facem noi zi de zi pentru a avea o viață mai bună, mai fericită și ia să vedem pe ce se axează. Bineînțeles că are așa o introducere. Poți să și colorezi. Oh, ce drăguț! Să scrii gândurile, ce simți, iarăși colorat, corpul, trebuie să găsești tehnici pentru a învăța corpul. Ia uitați, iarăși decolorat, foarte drăguț. Dă fruct creativității, scrie, citește, dansează, găsește un hobby, o pasiune, ce îți face plăcere, să găsești tot timpul mici bucurii. Ia uitați, abia aștept să colorez. Simți astăzi, pauză atunci când simți că nu mai poți. Organizează-ți timpul, foarte important, pentru că unii oameni nu știu cum se organizeze urile și sentimentele tale, ce simți în momentul de față. Un exercițiu, ce ai nevoie doar de un creion și o foaie de hârtie. O să fac și eu, să vedem ce-mi iese. Treabă pentru ce ești tu mulțumit astăzi, care sunt gândurile tale, care sunt factorii tăi de stres. Ne-a poți să faci o plimbare în natură, pentru că natura ne încarcă cu energie și ne lasă mai revigoranți. Trăim o viață serenă, liniștită, felul de exerciții care ne ajută să ne calmăm mintea, corpul. The Wellbeing Journal. Am spus mindfulness. Este cuvântul meu preferat, l-am descoperit în 2017 când am făcut un curs în online și de atunci trăiesc sau încerc să trăiesc o viață cât mai mindfulness, mai conștientă pentru cei care nu știu ce înseamnă mindfulness journal. What is mindfulness? Mindfulness is simply paying attention, adică acorzi atenție sentimentelor, trăirilor și stărilor tale, trăiești în mod conștient, faci lucrurile în mod conștient. De asemenea, învață cum să practici mindfulness. În primul rând, trebuie să începi să fii conștient, să mănânci conștient, să trăiești conștient, să nu te mai gândești la viitor, să nu mai trăiești în trecut. Practici o viață conștientă. Creez această practică pentru că este o practică de a trăi conștient și să reflexi la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Să reflecției, să explorezi lumea în felul tău,
ce este important pentru tine, ce nu este important pentru tine, în fiecare zi să explorezi și să trăiești conștient, notezi sentimentele, de aceea ai nevoie de un jurnal, fii atent la respirație și să vezi cum organismul tău resimte anumiți factori de stres sau anumiți factori motivaționali sau ce simți tu când te afli în prezența unui om, de exemplu. Avem aici tot felul de practici, cum să trăiești, simți fizic când ești stresat, de exemplu, cum se schimbă comportamentul tău când ești stresat, ce activități faci când ești stresat. Să mai bem un pic de ceai, că chiar am vorbit destul de mult, nu mă așteptam, mai ales că eu nu m-am pregătit absolut deloc pentru acest videoclip, doar sunt cunoștințele mele și din lecțiile mele de viață și ce am făcut eu pentru a duce o viață mai bună, mai liniștită și așa, care mi-am manifestat-o. De asemenea, poți să scrii cum este o zi din viața ta, cum se comportă, cum te comporți tu, cum simți, ce simți, asculți corpul, ai grijă de tine, ce mănânci într-o zi, ce practici când te trezești dimineața, de exemplu, ce valori ți-ai cultivat tu sau părinții tăi sau oamenii care te-au creat. De exemplu, aici așa are My Self Care Menu, care poți să ți-l faci tu singur, ce înseamnă pentru tine, cum ce înseamnă pentru tine grija. Pentru că cu toții avem nevoi diferite. Este foarte important de asemenea să lăsăm lucrurile pe care nu le putem schimba să se întâmple, pentru că nu poți să schimbi anumite evenimente din viața ta și greu, știu că este foarte greu, dar trebuie să le accepți și să le integrezi în viața ta. Foarte important din când în când să luăm tot felul de provocări, pentru că ne ajută să devenim oameni mai buni, oameni mai puternici și să ieșim din zona noastră de confort. Avem aici așa 5 zile și 5 senses challenge. De exemplu, în ziua 1 să simți gustul, să simți mâncarea, ce gustare. A ziua 2 este atingerea, cum se simte pielea ta, cum se simte o haină pe tine, cum se simte atingerea unei plante și așa mai departe. A ziua 3, văzul. Ce simți când vezi în fața ta totul verde sau înflorit? Și ziua 4, auzul. Iar ziua 5, mirosul. În fiecare zi, dacă este posibil, ceva în mod diferit pentru a ieși din rutina ta și tot felul de provocări pe care le poți să le faci. Foarte interesant. Resursele tale pe care le ai, mi se pare super drăguț. Doar două jurnale de care să vorbesc și am încheiat cu acest videoclip. Următorul jurnal este My Photography Journal. Eu chiar am făcut și un videoclip separat despre acest proiect. Practic, am făcut poze la aceste sugestii. În care zi erau sugestii diferite pentru a face această provocare. De exemplu, am avut să fac la graffiti, cai, fructe, luna, biciclete, apus de soare, răsărit de soare. De asemenea, a fost și o provocare în alb și negru, portret, un peisaj, ieșire în oraș, reflecție, cerul, marea și mi-a plăcut foarte mult pentru că chiar am fost foarte determinată. Am început această provocare undeva în luna octombrie și am terminat-o în luna martie și m-a ținut așa activ. A fost un proiect destul de amplu și foarte lung. O să vă las link în descriere unde găsiți videoclipul pentru că a fost un videoclip pe canalul meu de YouTube.
tot un videoclip am făcut acum mult timp, când am început cariera mea în YouTube, Jurnalul Clipelor Fericite, pentru că fericirea este în tine. Și v-am dat acolo sugestii să scrieți, de exemplu, 5 lucruri care te fac fericit chiar acum. Te simți astăzi? De exemplu, simte-te bine în pielea ta. Nat și pe voi să vă luați un pic și foaie și să scrieți despre aceste lucruri. 5 investiții pe care le faci pentru fericirea minții, a corpului și a sufletului tău. Mat, am și eu răspunsurile și cred că ar fi o idee foarte bună dacă lucrez și vă dau și răspunsurile mele. Pentru că atunci nu v-am dat răspunsurile, am zis să vă las pe voi lucruri care te-au făcut fericit în copilărie, lucruri pe care le faci ca să dai o mână de ajutor celor care au nevoie, ce anume faci. Bineînțeles că pot fi mai mult de 5 lucruri, dar după cum bine știți, este și un hashtag 5 pași de bine, ceva de genul, 5 lucruri magice care te fac fericit oricând. Da, soarele intră, iese și se joacă un pic cu noi. Ia să vedem. 5 culori în ordinea preferințelor și emoțiile pe care ți le stârnești când le privești. 5 persoane care aduc fericirea autentică în viața ta. 5 filme preferate care te fac fericit ori de câte ori le vezi. Uităm așa la răspunsuri. Bineînțeles că eu l-am scris fără să mă gândesc. Cred că asta este foarte important când scrieți un jurnal. Nu stați să vă gândiți prea mult la răspunsuri. Ceea ce vă vine în minte, ceea ce simțiți. 5 lucruri care nu se pot cumpăra, însă îți umplu inima de fericire. Că poate săptămâna viitoare, ca să le leg, o să fac acest jurnal și răspunsurile pe care le-am dat eu și vă invit și pe voi să mai facem încă o dată acest exercițiu împreună. 5 lucruri pe care planifici să le faci în viitor ca să fii fericit. Și uite aici așa, cred că câteva s-au îndeplinit deja. A fost videoclipul de astăzi. Sper din tot sufletul să vă placă și să-l găsiți util și sper că ați rămas cu mine până la final. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit să vă abonați și să vă scrieți gândurile într-un jurnal. Nu contează de care, cum, dar scrieți gândurile voastre. Vă pup, aveți grijă de voi și ne vedem săptămâna viitoare, poate cu continuarea acestui videoclip. Carry emotions, the weight of the ocean. You keep climbing mountains, too blind to see.